descoperit un nou titlu național și mai ales important un titlu de campion este european. Cât de important sunt aceste succese pentru tine? Este un succes foarte important. Am venit în campionatul est european în 2017, am reușit să iau primul titlu atunci, iar acum să iau al doilea titlu consecutiv, plus al șaselea titlu consecutiv de campion național la clasa Superbike, este ceva foarte frumos, mai ales că am reușit să duc aceste titluri într-un an în care am trecut la Clubul Sportiv CSM București, din care aparține de Primăria Capitalei. Vreau să le mulțumesc tuturor pe această cale pentru suportul și încrederea care mi-au oferit-o și să le dedic aceste titluri. Cum a fost concurența aici? Ai avut pilot din străinătate, pilot obișnuit cu circuite puternice, cu motociclete de valoare? Păi, principalii mei rivali sunt din Bulgaria, este vorba de Anhel Karaniotov și Martin Cioi, sportivi care sunt amândoi foști sportivi în campionatele mondiale. Martin Cioi, adversarul direct care l-am avut până acum în ultima etapă, este chiar participant în campionatul mondial de anduranță. Motociclist. Deci amândoi au cunoștința campionatului mondiale, sunt piloți foarte rapizi și faptul că am reușit să îi devansez al doilea an consecutiv, pentru mine este o realizare foarte mare. E singurul român care a fost în MotoGP, când crezi că va urma al doilea sau poate tu din nou? Nu știu, va trebui să creștem treptat. Bugetele care sunt necesare pentru a participa în aceste campionate la ora actuală sunt foarte mari, sunt de ordinul sutelor de mii de euro. Se apropie chiar de milionul de euro în sezonul de campionatul mondial. Vom lua lucrurile treptate, încercăm să progresăm prima oară în campionate, să urcăm în campionate mai puternice. La anul obiectivul este să ne păstrăm timpul de campionat național, campionat este european și să facem câteva etape în campionatul european central, Alpe Adria, unde cred cu siguranță că cu o motocicletă nouă vom face loc întâi și acolo. Crezi că prezența ta al Bogdan Vrăjitor la CSM București, la clubul din capitală, nu știu, va atrage mai mulți copii către acest sport? Asta este obiectivul nostru, sperăm în timp să tragem cât mai mulți copii spre acest sport și să facem o pepinieră din care să știm că putem alege pentru viitorul sportului sportiv de performanță și capabil să ajungă până în campionatele mondiale.